Salutare! În secvența de astăzi vom afla câteva aspecte referitoare la relieful țării noastre. Acesta se caracterizează printr-o mare diversitate și complexitate. Atunci când călătorim în România, observăm treptele de relief și caracteristicile acestora. Haideți să fim turiști și să reținem câteva informații utile pe care le putem folosi atunci când mergem într-o excursie, drumeție sau în vacanță. Eu voi porni călătoria mea din București, o zonă de câmpie, pentru că aici locuiesc. Tu unde locuiești? Identifică pe hartă. Din întreaga suprafață a României, 28% este ocupată de munți, 42% de dealuri și podișuri și 30% de câmpii. Nu uităm că și delta este o formă de relief. Carpații sunt un lanț muntos din Europa, iar mai mult de jumătate din lungimea acestuia este pe teritoriul țării noastre. Sunt munți mijlocii sau scunzi, cu ape numeroase și este cel mai extins lanț muntos din Europa, după Alpi. Se întind pe teritoriul a 7 țări, iar altitudinea maximă este atinsă în munții Tatra din Slovacia. Aflând termenul necunoscut, vei descoperi care este cel mai înalt vârf. Reamintește-ți ordinea efectuării operațiilor. Cu altitudini cuprinse între 200 și 800 de metri, dealurile și podișurile constituie o treaptă intermediară de relief, între munți și câmpii, fiind situate în interiorul și pre-exteriorul arcului carpatic. Cele mai importante sunt podișul Transilvaniei, podișul Moldovei, podișul Dobrogei, dealurile de vest, podișul Getic, Subcarpații. Ai vizitat aceste zone? Cu siguranță atunci când ai călătorit prin România. Privește harta și numește 5 orașe aflate în această treaptă de relief. Câmpiile formează treapta cea mai coborâtă și cea mai tânără a reliefului țării noastre. Câmpiile României înconjoară în semicerc teritoriul țării, localizate în sudul și vestul țării, respectiv Câmpia Română, Câmpia de Vest. Altitudinea predominantă este sub 200 de metri, dar pot urca până la 300 și pot coborî până la 10 metri. Cu izvoarele în Carpații meridionali, Jiul este un râu important din sudul României care se varsă în Dunăre. Lungimea acestuia este egală cu suma a 3 numere consecutive, cel mai mic fiind îndoitul numărului 56.
Ai aflat care este lungimea râului Jiu? Descrie una dintre amintirile tale din călătoriile prin România. Numește locul vizitat și treapta de relief în care se încadrează. Reamintește-ți regulile de redactare a unui text. Pentru a contura o imagine sau un decor care să atragă atenția cititorului, folosește expresii artistice. Iată câteva exemple. Verde ca smaraldul, aer proaspăt, apă cristalină, parfum de flori. Flora, fauna și peisajele minunate sunt o inspirație pentru artiști. Distrează-te desenând, pictând sau decupând și surprinde în lucrarea ta frumusețile țării tale. Iată câteva imagini în care sunt redate animale și plante aflate pe teritoriul României. Care este mediul de viață potrivit pentru fiecare? Floarea de colț crește pe stânci, pe stâncile de la munte. Iar dacă vei merge în delta, este posibil să te întâlnești cu un câine enot. Continuă individual. Citește și află mai multe. Frumusețea munților în fiecare anotimp atrage mulți turiști. De aceea, în aceste zone se construiesc multe clădiri. Cabana este o casă de la munte, construită de obicei din lemn, care se servește la adăpostirea turiștilor, a vânătorilor. Construiește și tu o cabană. Folosește materiale pe care le ai la dispoziție. Fă o schiță mai întâi, ca un mic arhitect. Ascultă 10 minute din videoclip. Linkul este atașat aici. Notează ce auzi. Fă diferența între sunete și zgomote. Relaxează-te ascultând sunetele naturii. Știai că denumirea munților Carpați vine de la denumirea unui trib de daci din Moldova care se numeau carpi, ceea ce în traducere ar însemna pietre? Sau că lacul Sfânta Ana este singurul lac vulcanic din România și din toată Europa? Citește și află mai multe. Călătorește, cercetează și învață descoperind România. Pe curând!